Bun găsit, ne aflăm chiar în fața containerelor de la Spitalul Beldiman, aici unde sunt internate persoane cu COVID. De fapt, la această oră sunt internate la Spitalul din Bârlad 293 de persoane depistate COVID pozitiv, distribuite pe mai multe secții. La secția ATI, de exemplu, sunt internate 14 persoane, ceea ce înseamnă că mai sunt libere doar două paturi și trei aparate de ventilație mecanică, după cum ne-au transmis reprezentanții spitalului din Bârlad. Se observă în continuare că cel mai mare număr al pacienților cu forme medii se înregistrează, 176 din 293, deci mai mult de jumătate din cei internați au forme medii. 15 sunt asimptomatici, 63 au forme ușoare și 39 au forme severe. În acest weekend au fost evaluate la compartimentul de primire a urgențelor 102 persoane suspecte de COVID, iar medicii de aici spun că zilnic înregistrează o medie de 30-40 de persoane care spun că au simptome compatibile cu această afecțiune. În urmă cu câteva minute, prefectura a emis un comunicat în care ne înștiințează că de la începutul pandemiei și până acum în județ s-au înregistrat 4.157 de persoane cu COVID, 2.940 au fost internate la unitatea COVID, suport COVID din Bârlad. Diferența de 1.217 o reprezintă persoanele care au stat izolate acasă sau care au refuzat pur și simplu internarea. Vinerea trecută, după cum știți, că v-am informat și pe site-ul S-News, la nivelul județului Vaslui s-a înregistrat o rată cumulativă a infecțiilor COVID-19 la 1000 de locuitori de 1,63. Ei bine, astăzi, date oficiale arată că în județul Vaslui 10,51 de persoane la 1000 de locuitori sunt infectate. Asta o medie, pentru că luând în calcul incidența crescută din Bârlad și Huș, practic e 4 această rată a incidenței, cu siguranță că în aceste localități nu sunt doar 10 persoane la 1000 de locuitori, ci mult mai multe.